cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. Am intrat cu 2 minute întârziere dintr-un motiv foarte simplu. Se mai întâmplă din când în când să mai ai probleme cu rețelele astea teribile de socializare. De aceea și imaginile poate nu sunt extrem de bine centrate astăzi, dar mai vedem noi pe parcursul emisiunii. Oameni buni, nu v-ați plictisit de politicieni, de revoltele din America, de revoltele din Europa, de tot felul de lucruri, noi taxe, noi impozite, noi scandaluri, spital, bani, nu spital, iar să schimbă un director la spital, directorul medical. Deci nu v-ați plictisit? Eu m-am plictisit astăzi, n-am chef să vorbesc despre ei, pentru că la emisiunea asta facem din când în când și ce avem chef. Astăzi, haideți să vorbim despre lucruri care țin de identitatea acestui popor. Și chiar dacă unii o să plece de pe site acum, asta e, ei le dorim mult succes. Uite, o știre de ieri, dată în Mesagerul de Neamț, vorbește despre o descoperire, o matriță pentru bijuterii, descoperită în Neamț, povestea acestei descoperiri și despre alte lucruri care țin de patrimoniu cultural al județului și cel național. Vom discuta astăzi cu comisarul Vitalie Josanu, ofițer specializat în ceea ce înseamnă patrimoniu. Bună dimineața, bine ați venit, domnul Josanu. Bună dimineața, bine. Bine ați venit la cafeaua de dimineață. Mulțumesc, foarte bună cafeaua. Deci eu unul m-am săturat, v-am spus să discut despre alte lucruri. Haideți să vorbim. În primul rând, povestiți-mi cum ați descoperit această matriță pentru bijuterii, că am înțeles că e recuperată de la un băiat care se ocupa cu vlogheritul. Să trăiască băiatul care s-o fac vlogheritul, că într-un fel facem și noi ceva de genul ăsta aici. Bine, vă dați seama, volumul și specificul muncii de poliție nu-mi permit întotdeauna să stau să urmăresc fiecare vlog sau fiecare postare apărută pe net. Mai ales că netul este destul de generos în privința asta. Suntem, ca să zic așa, din câte se vede, sau mai bine, descoperirea asta de acum ne spune că are balta pește, dar trebuie căutat. Da, vedeți că și la balta acum trebuie să te duci, ai trebuie să respecti reguli. Da, 10 este, metri este distanță, n-ai voie să pui peștele la prăjit. Este adevărat. Deci... Acum, știți cum e? Poate că, na, eu sunt cel care apar acum în prim plan cu această recuperare, dar în spatele meu sunt și alți colegi, sunt și alte, alți ochi care câteodată mă atenționează, îmi spun sau îmi sesizează anumite situații și atunci reacționez în funcție de caz. Așa s-a întâmplat și aici, legat de descoperirea aceasta. Persoana respectivă, descoperirea mai degrabă s-a întâmplat în jurul datei de 18 mai după investigațiile ce le-am făcut. Le-a descoperit tatăl persoanei în cauză, undeva într-un deci pe raza comunii români, pe albia unui râu sec. Probabil este vorba de material rulat, adus la vale de undeva din Amonte, unde anume e locul respectiv încă rămâne de stabilit. Acea persoană, descoperitorul, i-a dat respectiva piesă fiului său. Ăsta s-a gândit că ar fi interesant să facă o senzație din această piesă, regizând un soi de descoperire întâmplătoare. Deci a regizat-o. Da, da, ceva de genul ăsta. Au așezat-o într-un filmuleț, pentru că știți cum e, sunt oameni care trăiesc din povești lansate pe internet. Așa. În fine. Așa am ajuns și noi la... Bine, persoana în cauză mai avea și un detector de metale. L-a primit în dar de la cineva din Arad. Timp de un an de zile nu a venit pentru autorizare. Și atunci a trebuit să luăm măsurile în consecință.
Am acționat. Am văzut. Măsura în consecință e destul de usturătoare acolo, din câte am văzut. Știți cum e? Nu. Eu aș zice că nu este suficient sau destul de usturătoare. Deci pentru mai că mult? Nu. Nu neapărat că ar trebui mai mult. Voiam să spun că sancțiunea pentru deținere ilegală de detectoare de metale este amendă de la 25.000 de lei până la 75.000 de lei cu confiscarea detectorului. Ori, în cazul de față, s-a aplicat minimum. Asta înseamnă 25.000 de lei. Încă zic eu că am fost destul de toleranți undeva. Sau, hai să mă, e cam greu de spus toleranți. Știți cum e? Depinde de care parte te afli a amenzii. Dacă o dai sau dacă o iei amenda. Știți? Da, acum, ce să zic... Este rar, într-un fel, se întâmplă asemenea situații, dar în cazul de față, gândiți-vă că este un caz promovat în același timp, un caz văzut de multă lume, de public, într-un fel se stimulează această practică a deținerii ilegale. Nu este o practică corectă, este periculoasă dintr-un anumit punct de vedere și atunci... A trebuit să aplicăm legea. Haideți să vedem despre ce anume este vorba. Și o să rog băieții să pună imaginea mare ca să vadă despre ce e vorba în timp ce dumneavoastră explicați. Bun. Eu înainte de toate trebuie să precizez că sunt specializat în domeniul evului mediu. Asta este o piesă ce corespunde unei perioade mai timpurii. Este vorba de secolul 2-4. Din lucrătură, din aspectul ei, atunci când mi-a fost prezentată, pentru că eu am cerut să-mi fie adusă și piesa, persoana, descoperitorul, nu și-a dat seama nici habar n-avea ce are, de fapt, în mână. Vorba, da, adică... Am zis, eu am undeva, printr-o mașină, cred că caut-o din mașină și adu-mi-o. Când mi-a adus piesa respectivă, am văzut, lucrarea este într-adevăr veche, se cunoaște după modul ei de realizare, dar acum... Pe loc, atunci, imediat, nu puteam neapărat să spun ce este. Și atunci am solicitat sprijinul unor specialiști în domeniu. Și aceștia imediat mi-au și spus, domnule, ce se întâmplă la voi la Neamț, e o nebunie acolo. Cum adică? Apar așa, toate. Cum adică? Mai dă ună-s în județul Neamț să găsești matriță monetară și acum am atale în prezință aici o matriță pentru tipar de bijuterii. Dacică. Deci cam aveți... în aceeași perioadă. Da, da. De zice... secole 2-4. Exact. Zice, aveți un atelier acolo? Ați descoperit un atelier? Zic, nu. Una într-o culmea parte, este una că într-o una e găsită în matrița monetară, este găsită la Doljești. Tiparul pentru bijuterii este găsit la români. Distanța este destul de mare. Wow, este interesantă descoperire, este foarte... Trebuie să ne gândim când vorbim de distanță, că nu trebuie să gândim cu mintea de astăzi. Evident că trebuie nu călătoreau cu mașina cu dintr-o parte de în alta. Să ne raportăm la condițiile de atunci de deplasare. Era o distanță mare la vremea respectivă, dacă o socotim așa. Exact. Ei, dar, cum să zic, intrăm acum pe firul unei povești, că într-un fel matrița monetară nu știu dacă aveți dumneavoastră voi vreo imagine cu ea, nu, aia descoperită de un detectorist căutăm, în condiții legale. Da. Matrița aceea monetară găsită la Doljești are analogii tocmai în sud, la Târgu Cărbunești. Și mai ales că este cumva în afara lumii limesului roman. Asta deci ne spune nouă că... Așa se zicea, zona dacilor liberi. Exact. Asta înseamnă că în partea asta se mai și falsifica moneda romană. Având în vedere faptul că moneda s-a falsificat din cele mai vechi timpuri, după cum să zic, nu moneda, moneda de fapt, da. Bine, practica falsificării. Așa, de ce dacii n-ar fi făcut, de ce dacii ar fi făcut excepție? Mai ales că ei trebuiau să facă comerț. Făceau comerț cu lumea. Bineînțeles. Și noi, cel puțin, nu știu, acum o dăm pe parte de glumă. Noi avem în județul Neamț o tradiție a falsificării monedelor. Ia ca mai târziu la cetatea Neamțului avem celebrii șalăi a lui Eustrate Dabija, bătuți la cetatea Neamțului. Găsiți în context arheologic în 1961. Ei, acum am să zic că, iarăși, venind spre matrița găsită acum recent, pe care o aveți în imagine, matrița asta iarăși arată la un moment dat atingerea unui nivel
tehnologic destul de ridicat. Haideți să explicăm cum funcționau asemenea matrițe. Pe piesa metalică pe care am găsit-o noi, se aplica, se modela lutul prin presiune, lutul respectiv se usca, lut sau ipsos, ipsosul este cel mai pretabil pentru așa ceva. Da, se făcea foarte repede. Da. Și atunci, la uscare, rezulta amprenta propriu-zisă a piesei metalice, care nu se destrugea. Asta era, practic, producția în serie, ceea ce asigura producția în serie. Acum, pe piesa respectivă de lut, se emula ceara. Da, ca să nu se lipească, ca să poate să... Ei, în felul ăsta, cum să zic, tehnica se cheamă tehnica cerii pierdute. Pe matrița asta cu ceară, după aceea se acoperea cu lut, lăsa o gaură de intrare a materialului incandescent, a metalului lichid, care putea fi și bronz, evacuare, argint, și evacuare pentru ceară. Da. Deci turna fierbinte acolo, ceara se evacua. Ceara atunci când se prelungea, metalul rămânea în matrița de lut, în negativul acela de lut. Da? Ei, ca să poți să extragi piesa obținută, trebuia să spargi matrița de lut. De asta este importantă piesa asta. Este ca și cum, ca să zic așa, o legătură primară a bijuteriei. Practic, piesa cu care se făcea inițial bijuterie. Avem, ca să zic, cea mai cunoscută trimitere pentru asemenea piesă este matrița găsită tot acum vreo 5 ani la Sarmizie Tuza. Dar aceea, bineînțeles, că este piesă de referință, cea mai importantă este și mare. Și aici poate se vor face cercetări, se va descoperi poate locul, dacă va fi posibil. Poate se va încadra într-un context, pentru că toate aceste lucruri vorbeați înainte, ce spuneau specialiștii. Dom'le, ce e la Neamț? Păi noi avem un context arheologic extrem de interesant în județ. Din păcate, noi suntem foarte în urmă cu cercetările arheologice. Și am să vă spun că chiar mă uitam acum la contextul ăsta, în județul Neamț, per total, noi avem repertoriate 288 de situri arheologice, ceea ce este enorm. Extrem de puțin. Enorm față de ce se cercetează. Cercetează. Asta este o a doua problemă. Da? Înțelegeți? Încă noi stăm foarte bine, sau comparativ cu Bacău, județul învecinat, care are cam la jumătate din siturile arheologice repertoriate. Adică cel puțin la noi specialiștii au fost ceva mai harnici. Dar nota bene am să vă spun altceva, că am fost nevoiți pentru a proteja patrimoniul cultural național, trebuie să-l cunoști. Înainte de toate, noi ne întrebam, domnule, bun, foarte bine, noi avem astea sunt siturile, trebuie să mergem să le vedem. Ele nu sunt localizate corespunzător, nu sunt perimetrate, haideți să vedem unde se află ele în teren. A trebuit să constatăm, de exemplu, am făcut o cercetare de suprafață pe raza comunei Cușești, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură. Coordonatorul activității a fost domnul profesor Bolohan, care de la Universitatea Cuza Iași. Și cu dânsul atunci am găsit într-o comună unde era repertoriat un singur sit arheologic, noi am găsit încă 13. În aceeași comună. Și n-am terminat comuna Icușești. Bun. Sau, ca să continui gândul numai un pic, să vedeți județul Botoșani. Dacă îl căutați la numărul de situri arheologice, acolo e roșu peste tot. Adică sunt foarte, foarte multe situri arheologice în Botoșani, comparativ cu alte județe din împrejurime. Bun, acolo sunt și câțiva oameni extrem de pasionați, pe care pe unii îi cunosc și eu. Oameni care au bătut terenul, oameni care și-au făcut treaba, au muncit. Și au reușit să le scoată în evidență. Din păcate, noi în județul Neamț, și uitați-vă că noi, dacă din acele 280 de situri arheologice pe care le avem repertoriate, încercăm să extragem pe perioade, o să vedem că siturile arheologice de secolul 2-4 sunt extrem de puțin reprezentate în acel repertoriu și protejate corespunzător. Ori în teren lucrurile arată cu totul altfel. Practic, nu știu dacă există comună pe raza județului Neamț care să nu aibă cel puțin o așezare de secolul 2-4. Cel puțin. Haideți să... Uite, ridic o problemă acum. Noi consemnăm descoperiri. Unele extrem de importante. Încă nu ne dăm seama cât de importantă este această descoperire. Pentru că ea trebuie inclusă într-un context. Dar a avut descoperirea celebră Venus. Da? Venus.
Nici da, cum da. Să-i spun, de la Piatra Neamț. Venus de la Piatra Neamț. Venus de la Piatra Neamț. Făcută aproape de niște nespecialiști, da? Aproape. Deci niște băieți care au fost puși de specialiști, s-au dus acolo să vadă despre ce este vorba. Avem matrița descoperită întâmplător de tatăl unui băiat. Avem la Doljești descoperită din detectorist. Avem pe Marius Irimia cu descoperiri și el pe tezaure, etc. Foarte rar primim vești despre descoperiri făcute în mod sistematic, după cercetări sistematice. Avem Hanul de la Cerbești, da, acolo Cerbești, au fost, și mai avem pe la Târgu Neamț ce mai se lucrează domnul Diaconu. Deci, după cercetări sistematice, nu avem asemenea descoperiri extraordinare sau nu sunt prezentate foarte rapid. Ceea ce spune că e nevoie, e nevoie și există pește în lac, dar ai nevoie de cercetări și de un plan sistematic de cercetare. Ori în momentul ăsta, cine mai face așa ceva în România? Eu am să vă spun, de exemplu, completând la ceea ce spuneți dumneavoastră, probabil nu știți, dar v-aș recomanda să faceți o deplasare, să vedeți descoperirile fantastice ce se întâmplă acum la Mănăstirea Bistrița. Avem domnul profesor Rusu de la Cluj, care face deja al treilea an cercetări la Mănăstirea Bistrița. Și, noi am scris acum un an. Și se pare că a dat de un centru de producție foarte interesant, valoros, de ceramică. Este vorba și de cahle. Este o varietate întreagă de cahle. Acum are și un laborator de restaurare adus după dânsul, instalat acolo la mănăstire și, practic, după cercetare sau concomitent cu cercetarea, la fața locului se întregesc piesele, le și vezi. Este mare lucru. Este interesant, da. și puteți să vedeți. Apropo de cercetări sistematice care îmi spuneți dumneavoastră că sunt puține sau nu, sunt la fel de spectaculoase, da, cum ar fi descoperirile întâmplătoare. Deci e păcat că nu se comunică lucrurile acestea, că nu sunt extrem de bine mediatizate, pentru că una e să mediatizezi un scandal. Deci un scandal îl poți mediatiza și pe urmă să înjuri pe marginea lui cât vrei. Și alta e să mediatizezi un lucru de genul ăsta. Eu mă bucur foarte tare că n-au plecat toți telespectatorii și avem telespectatori mai inteligenți de cele mai multe ori ca noi, care se uită la această emisiune. De ce? Pentru că și lucrurile astea fac parte din viața noastră și ar trebui să facă mai mult parte din viața noastră. Eu trebuie să vă spun, există, cum să zic, este firesc într-un fel ca detectoriștii sau întâmplător să avem descoperiri, poate, ca să zic așa, mai de senzație decât le găsim într-o cercetare sistematică. Și vă spun de ce. Că ei nu sunt pentru legați că, de anumite nu, pentru cutume. Că ar trebui să înțelegem ce înseamnă tezaurizarea. Tezaurizarea înseamnă ascunderea. Când anume se practica tezaurizarea? În vremuri de restriște, în vreme de război, în vreme de molim, în vremuri tulburi. Sau când se prevedeau niște vremuri tulburi. Omul respectiv îngropa, ați auzit de expresia, a pune bani albi pentru zile negre. Așa este. Asta este expresia specifică păstrată la noi de la acele forme de tezaurizare, de ascundere. Da? El aduna bani albi de ce? Bani de argint, adică înseamnă bani buni. El făcea o anumită selecție. Făcea o anumită selecție. El nu spunea lui falsuri pentru cine știe când. Și atunci le aduna, dar în același timp, îngroparea, gândiți-vă că dumneavoastră vreți să ascundeți ceva, să spuneți că aveți, să spunem că aveți undeva 1.000.000 de lei. Evident că nu o să vă investiți în mașini scumpe și casă, nu? Sperăm. O să încercați să-l ascundeți cumva altfel. Bun, extrapolez și exagerez, dar cam așa s-a întâmplat în Antichitate, așa s-a întâmplat în Evul Mediu, așa s-a întâmplat întotdeauna când ceva valoros s-a voit a fi ascuns și recuperat după aceea. S-a dus, omul respectiv nu a chemat toată familia să fie de față la îngroparea tezaurului. El s-a dus undeva ascuns, departe, de regulă, departe de așezare, s-a dus undeva, nu știu, la o cioată uscată lângă izvorul secat. Ăla era pentru el indiciu. Cioata aceea nu mai este acum de sute și mii de ani. S-a întâmplat că în urma tăvălugului
cel care a spus tezaurul nu a mai supraviețuit. S-a întâmplat, de exemplu, că poate chiar a și uitat unde a ascuns respectivul tezaur. Poate, na, s-a întâmplat o nenorocire. Și a murit. N-a spus nimănui. Păi da. N-a spus, că n-a știut nimeni altcineva unde este acel tezaur. Și atunci el a rămas acolo. Și așa se descoperă. Sau foarte greu într-o cercetare sistematică o să găsească, să spunem, un tezaur îngropat în mijlocul unei așezări. Avem o situație excepțională prin 2012 la Iași, în vatra Iașului, la Tătărăști. Acel imens tezaur ascuns în câteva vase, că și acum încă cred că mai au cercetătorii de lucru cu dacă ea. Dacă facem comparație, tot în Iași, în centrul Iașului, lângă Cina, lângă postul restaurant Cina, mai devreme, prin 96, la 1986, s-au descoperit acolo o curte de pe vremea lui Alexandru cel Bun, se spunea, nu mai știu care sunt acum cercetările, și acolo am și săpat acolo, în calitate de student, am găsit o groapă de gunoi. Era curte și am găsit groapa de gunoi. În groapa de gunoi am găsit inclusiv monede, dar am găsit și bijuterii rupte și aruncate. Deci așa, într-o așezare, găsește așa ceva. Nu găsește zaur. Da, evident, și ca să vă spun, am să o spun poate la modul destul de grosier, dar o gunoiește medievală sau o gunoiește antică sau o groapă, din propriu spus, grop menajerie, că și aici este o poveste întreagă și nu vreau să extrapolez, nu avem noi timpul să dezbatem. Aici. Da, dar asta este aurul arheologului. Exact. Noi asta căutăm. Pentru că practic ce recuperăm? Recuperăm ceea ce au aruncat ei. Viața drept de nefolositor. Zi. Exact. Și reîntregim și din cauza asta le și găsim, sau asta este una dintre primele motive pentru care, de exemplu, la muzeu mai rar găsești piese întregi. Sunt majoritatea reîntregibile. Da? Piesele întregi le găsim când sunt depuse morminte, sunt în complexe organizate, mă rog, este altceva. Bun. Haideți să vorbim un pic. Câte detectoare avem noi în județul ăsta? Eu am să vă spun că la zi și chiar ieri eram cu registrul deținătorilor detectoare de metale în față. La zi suntem la 150 de autorizații emise. 150 de autorizații emise nu înseamnă neapărat că sunt tot atâtea persoane. Acum nu o să facem. De ce spun asta? Pentru că se emit autorizații pe aparat, dar de exemplu o persoană poate deține 2 sau chiar 3 detectoare de metale. Astea sunt cazurile rare. Este, dacă nu mă înșel, o singură persoană care are 3 detectoare de metale. Cred că sunt în jur de 4 persoane care au câte 2 detectoare de metale și undeva dintre ele la vreo 25 de persoane care, în afară de detectorul de metale, mai au și un pointer. Pointerul este tot un detector de metale mai micuț, de mână, care pointer, de acolo vine numele. Deci merge la punctează la loc, la locul săpăturii este destul. Care probabil că e mai ieftin și mai ușor de folosit. Deci, grosomodo, dacă luăm așa, cred că suntem undeva la vreo... Plus, mai avem undeva cam vreo 6 radieri de autorizație. Deci, am ajunge undeva estimativ, spun un număr așa, undeva la vreo 115. E mult sau puțin? Persoane autorizate. Lucrul ăsta ne plasează undeva în topul județelor cu persoane autorizate pentru deținerea detectoarelor de metale. Este, acum, ce să vă spun, pentru noi reprezintă înainte de toate o presiune suplimentară asupra patrimoniului arheologic. Asta nu înseamnă că toate persoanele care dețin detectoare de metale se duc. Nu. Bun. Activii sunt cam la nici măcar jumătate dintre ele nu sunt persoanele active și care într-adevăr merg și găsesc. Dar aveam în vedere că există numărul acela mare și o suprafață mai mare de teren străbătut. Asta raportat la capacitatea poliției de a putea monitoriza activitatea detecțiilor în pe raza județului Neamț. Pentru că asta se reduce la un singur om. Am înțeles. Da. Care este regimul? Deci eu, dacă vreau să vin
deci mă duc să-mi cumpăr un detector, da? Cum mi-l autorizați? Ce condiții trebuie să îndeplinesc? În afară de a fi îndeplinătatea facultăților mentale. Știți, din păcate, condițiile sunt formale. Noi am insistat la un moment dat ca deținătorii detectorilor de metale să parcurgă o minimă inițiere, cel puțin cum se întâmplă în cazul detectivilor particulari. Domnule, vă întrerup un pic, că nu mai pot. Să vă spun ceva. Noi cerem unui detectorist să facă o inițiere, dar nu cerem unui administrator de firmă. Așa. Care sunt, știți că am avut administrator de firmă cu 4 clase, cu 6 clase, unii și puși de formă acolo, numai analog. Să facă un curs ca să știe cum se folosește o firmă. În țara asta nimeni nu este interesat să reglementeze niște lucruri care să fie clare. Deci, eu, dacă sunt un șmecher de prin Sarmi Săgetuza, da, din zona aia de acolo, cum s-au întâmplat lucruri? Am detectoare din alea ultra performante, nu așa, mai și vorbesc cu niște băieți care mai și scanează solul, altfel. Vin la Rosanu, care e acolo la inspectoratul de poliție, și eu te știu. Deci noi să mă știți pe mine, că mă ocup cu traficul, dar nu mă puteți opri, pentru că n-am fost condamnat niciodată și trebuie să-mi dați autorizația. Păi, eu am situații de persoană pe care am documentat-o în sit. Fotografiat acolo cu detectorul în sit. N-avea ce căuta, este ilegal. Da, s-a făcut cercetare penală. După finalizarea cercetării penale, persoana respectivă a revenit la Inspectoratul de Poliție a Județului Neamț și a solicitat reautorizarea. Și nu te poți opune pentru că legea nu-ți permite. Păi eu operez în limitele legii, atâta vreme cât legea... N-ar fi normal ca cine este prins și are o rechie. A, dacă nu-i condamnat, n-aveți ce face. Păi nu da. Este condamnat, nu poți, da. Să, nu poți să se refuz. Acum, na, există speranța aceea că persoana în cauză și-a însușit, ceva, da. Și-a însușit lecția și de acolo să mergem. Legat de partea de legislație. Legislația, într-adevăr, scârță în toate domeniile. Și inclusiv în domeniul patrimoniului cultural național. Aici noi ne confruntăm în același timp cu o lipsă sau carență mare de educație. Firesc ar fi ca domeniul ăsta, chiar ieri mă gândeam, noi domeniul ăsta de patrimoniu cultural ar trebui să fie, cred, una dintre cele mai interesante activități. Așa ar trebui să fie. Relaxante, plăcute, frumoase. Noi, din păcate, în schimb, suntem foarte jos cu raportat la alte țări. Dacă ne gândim că la nivel de secolul XIX, un Victor Hugo spunea că arhitectura aparține proprietarului, iar frumosul ne aparține nouă tuturor. Ei, francezii, la nivel din secolul XIX, gândeau, aveau nivelul ăsta. Noi, pe partea cealaltă, încă avem mult din muncă pentru a putea convinge niște lucruri elementare, care pentru noi ar trebui să fie ca și cum am bea apă. A proteja, a păstra ceea ce este vechi, ceea ce este valoros, ceea ce este reprezentativ. Fără a merge în niște exagerări tâmpite. Evident. Asta impune la un moment dat inclusiv o muncă împotriva neglijenței. Și neglijența asta, ignoranța asta, o găsim inclusiv la autorități. Mai ales la autoritățile publice locale. Mai ales la autoritățile publice locale, care ar trebui să fie primele care să... Amândoi avem experiența acelei curățări de caziamate, când am răspuns unei provocări așa aruncate în și care a rămas cu mănușa în aer, știți? Și mănușa a rămas în aer de la noi, noi am trimis-o, ei n-au ridicat-o. Da, bun. Ei, noi am arătat că cel puțin vorbim serios. Da. Și suntem oameni ai faptei. Nu se vede același lucru din partea autorităților publice locale. Sărim de la una la alta, dar poate odată facem o emisiune pe patrimoniu extrem de aplicată. Să luăm ce se întâmplă cu patrimoniu și cum patrimoniu, deși nu este protejat, de multe ori este o sursă foarte interesantă de bani. Pentru că noi am și scris la un moment dat, chiar înainte de a începe pandemia, un articol. Nu vreau să-l discut cu dumneavoastră aici pentru că v-ar pune într-o situație mai delicată, pentru că vorbeam despre niște firme înființate
care au pus așa un fel de monopol aproape pe niște autorizații care se dau, nu, pe niște studii de protecție a patrimoniului, obiectivelor de patrimoniu. De asta o discutăm în alte emisiuni. Eu vreau altceva să vă întreb. Domnul Josanu, aproape orice lucru se întâmplă în județul ăsta, aproape orice investiție se face, trebuie să aibă în spate un Ausweis, ca să folosim un limbaj din zona care ne... Avizul Ministerului Culturii sau Direcții pentru Cultură. Direcții pentru Cultură. Adică să dea liber la lucrare. Evident. Fie că vorbim de drumuri, fie că vorbim de străzi, de traversări, de orice. Doar dacă sunt în zonă de protecție sau de protecție. Se referă la momente istorice. Dar oricum, în momentul în care el sapă și că descoperă ceva într-o zonă care nu e de protecție, automat intervine. Obligatoriu. Bun. Toate aceste lucruri, de multe ori, spun constructorii, pun piedici desfășurării unei investiții. Eu am pus ghilimelele la piedici. Câteodată pun piedici, câteodată nu pun piedici. Dar și costă foarte mult. Cum se vede din punctul de vedere al unui ofițer specializat în patrimoniu lucrul acesta? Știți, deja de câțiva ani am dus o activitate susținută pentru a putea opri practica săpăturilor fără supraveghere arheologică. Activitatea asta s-a materializat divers, atât, mă rog, în funcție de la caz la caz. Și prin dosare penale, prin sancțiuni contravenționale și mai ales legislația în domeniul patrimoniului, protejării patrimoniului arheologic este destul de drastică. Mai ales, adică, ca să zic așa, este mai urât să primești o amendă în domeniul, pe legea, pe asta, ordonanța de guvern 43/2000, decât să fii cercetat penal. Pentru că acum codul penal, după cum ați văzut, a scăzut foarte mult limita de pedeapsă. Și practic mai mult ne jucăm de a penalul decât reușim cumva să avem o anumită eficiență din aplicare. Cineva, un fost avocat, un fost judecător și avocat, dar judecător. Așa? Și nu mai e codul penal, este codul cadourilor penale. Da, ceva de genul ăsta de și aici. Suspendările și, mă rog. În fine, cel mai tare a descurajat aplicarea sancțiunilor contravenționale. Și s-au aplicat destul de multe și drastici în domeniu. Am avut, cum să zic, alături și instanțele care au înțeles importanța domeniului și au menținut sancțiunile care au fost aplicate. Ei, ca urmare sau drept efect, am să spun că în județul nostru avem foarte, extrem de puține cazuri de lucrări fără supraveghere arheologică. Dacă se mai întâmplă așa ceva, de exemplu, anul trecut a fost un singur caz și ăla a unei societăți din București care nu prea știa ce se întâmplă în județul Neamț. Și credea că și, Neamț e și, ca în alte părți. Au pățit-o. Sau am avut acum 2 ani situația Inspectoratului de Stat în Construcții, care săpa fără supraveghere arheologică, probabil bănuind că trece așa și au nu, luat. Nu. Ei fiind Inspectoratul de Stat în Construcții, au zis că ei nu mai trebuie să obțină certificatul ăsta pentru că prin natura funcției și a atribuțiilor lor pot să sape oriunde. Da, și au fost sancționați contravențional, atunci au luat o amendă de 50.000 de lei, 500 de milioane în lei vechi și instanța a menținut sancțiunea contravențională cu definitiv la 20.000 de lei, a redus-o la 20.000 de lei. Deci, acum, după toată povestea asta, efectul a fost că lumea a înțeles că nu este cazul să riști, distrugând patrimoniul arheologic sau eventual zonele cu potențial arheologic, dar intervine partea cealaltă. Intervine partea cercetării. Din păcate, la nivelul județului Neamț, practic un soi de monopol al cercetării arheologice. Monopolul face Complexul Muzeal Național Neamț, că acum sunt naționali. Da. Acum am avut situații de ingineri care mi s-au plâns direct și mi-au spus, domne, nu se poate așa ceva. Adică, uitați-vă pe devizul de cheltuiel pentru cercetare arheologică. Abate un cui costă 5 lei. Cum se poate așa ceva? Zic, domnule, eu probabil îl bate științific. Numai așa poți să ajungi la asemenea tarife. Nu, dar poate sunt cuie tratate. Ori am să vă spun altceva. Comparați
Tarifele practicate de Complexul Național Neamț și vedeți ce se întâmplă cu alte colective de cercetători și prețurile pe care le practică. Există posibilitatea de verificare la Mănăstirea Sicăstria, există posibilitatea de verificare la Mănăstirea Secu. Prețurile sunt mult coborâte și mai ales... Da, dar nu au atâția angajați. Dar nu este vorba de asta. Acum, nu, pe la angajați iată să-i dai salarii. Eu am spus acum un lucru, cum să zic, în, cumva în defavoarea... Vorbesc de angajați neprofesioniști. Nu vorbesc de profesioniștii care ar trebui să fie în complexul muzeal. Ați spus că nu vorbim de politică, dar mă tem că o să trebuiască la un moment dat să atingem anumite capete luminate care conduc județul ăsta. Și, practic, acele capete luminate, la un moment dat, au silit instituția muzeală să trăiască și din autofinanțare. Știți? Și atunci, pe undeva, dacă Iulian Gherca n-a acceptat lucrul ăsta... Deci a fost, ca să spun așa... Scuzați-mă, fraier din punct de vedere administrativ. A îndrăznit să întrebe în scris cum se asigură finanțarea, pentru că el nu poate accepta să stea cu mâna întinsă la o rectificare. Și a fost ejectat. Și atunci a trebuit să avem o situație ceva mai docilă în raport cu cel care dictează politica județului. Și atunci... Ei sunt nevoiți. De asta avem, de exemplu, costuri la bilete la Cetatea Neamțului 25 de lei. 25 de lei, da. Ceea ce este enorm de mult. Foarte mult. De ce? Pentru că ei sunt nevoiți să trăiască, spune, toată lumea crede că un muzeu trăiește doar din taxe. Nu este adevărat. Ori așa ceva este... Sunt o serie întreagă de servicii care antrenează activitatea de muzeu. Și care nu pot fi acoperite doar din taxe. Ori taxele acelea și prețurile cercetării arheologice sunt cumva determinate de această indiferență a conducerii Consiliului Județean față de finanțarea corespunzătoare a muzeului. Și atunci oamenii sunt nevoiți să facă ce avem. De asta se plâng. Și acum noi ajungem într-o situație de, cum să zic, destul de critică. Pe de o parte, oamenii nu îndrăznesc să distrugă, să facă săpături fără autorizație, fără cercetare arheologică. Pe partea cealaltă, cercetarea arheologică îi presează cu niște sume foarte mari. Enorm de mari. Și ajungem la situații de blocaje. Așa se întâmplă și cu firmele de restaurare pe monumente istorice. Unde avem, am inițiat, am căutat ca să fie specialiști restaurarea să fie monitorizată de personal autorizat. Ne-am trezit la un moment dat cu situații când la licitații s-a anunțat o licitație de 3 ori, de exemplu, și nu venea nimeni să preia lucrarea. Și atunci, cumva, ești silit să îngădui sau, mă rog, să înghiți amar și acele betoane, și acele gafe, și acele prostii care se fac în domeniul restaurării monumentelor istorice. Da. Domnul Josanu, avem și mesaje și cred că ar trebui la unele dintre ele să, de fapt, le mulțumim tuturor celor care ne felicită că avem curajul să facem acest gen de emisiune. Nu, este un curaj din punct de vedere al impactului media. Dacă acum dădeam o imagine cu bătaia de la Rosnov, era un impact. Aici avem un alt impact. Zic că deci nu ne place fiecăruia să alungăm muștile de cadavre. Sau domnul aștia. Gabriel Comandașu. Cred că suntem în urmă și la capitolul legii reglementări privind detectoarele mentale. Eu îmi doresc să cumpăr un astfel de detector, dar mi-e frică, pentru că la noi întâi ești cercetat dacă nu cumva ai furat și după aceea să primești cei 30% din valoarea descoperirii într-o perioadă până la un an și jumătate. Legat de recompensă, se asigură, este legea 182/2000, articolul 49, prevede recompensele pentru bunurile descoperite întâmplător. Acestea se dau la 30% din valoarea bunului. Estimată de cine? Deci, ce se întâmplă? Descoperirile întâmplătoare se predau sau primarul unității administrative teritoriale, sau Direcției pentru Cultură în termen 72 de ore. De aici primarul este obligat să-l predea
tot în 72 de ore, Direcției Județene pentru Cultură, care la rândul ei, direcția, hotărăște, decide către care instituție de stat specializată poate să predea bunul. Acea instituție de stat specializată organizează o comisie de evaluare, care, cu specialiști, comisia de evaluare decide la ce preț ajunge bunul. Și acum iarăși ajungem la Consiliul Județean, pentru că legea spune în felul următor. Banii se dau de către autoritatea. Banii se dau de către autoritatea care finanțează instituția beneficiară a bunului. Și atunci, dacă până în prezent, și nu știu dacă în județul Neamț s-au dat mai mult de 5 recompense pe bunuri arheologice descoperite și predate, conform legii, problema ține iarăși de Consiliul Județean, care nu și-a făcut treaba, pe de o parte, plătind oamenilor recompensele cuvenite de drept, și în același timp, Complexul Muzeal Național Neamț, care nu și-a făcut datoria de a evalua bunurile, pentru că ei trebuie să le evalueze în termen de 18 luni. Domnul Josan, eu găsesc o piesă extrem de valoroasă. Hai să spunem că eu mai știu, am ceva noțiuni de istorie. Și-o dau pe filieră. În 72 de ore o dau unde trebuie, de acolo ajunge la muzeu, face o comisie de evaluare. J, care am descoperit piesa respectivă, am posibilitatea să spun, băi, mi se pare că evaluarea asta e făcută în jos. Am avut situația asta la Piatra Șoimului, descoperirea acelei săbiuți foarte interesante de secol 15 înainte de Hristos. Știți la ce mă refer? Adică să se facă evaluarea cât mai în jos ca să dea păgubirea, adică procentul de 30% cât mai mic. Acum, știți cum e? Normele de evaluare a existat o încercare ca normele de evaluare a bunurilor să reflecte criterii cât mai obiective. Tocmai pentru a ocoli partea aceea subiectivă. Întotdeauna cel care vinde crede că vinde prea ieftin și cel care cumpără crede că ar cumpăra prea scump. Știți? Am înțeles. E greu la un moment dat să spui că cu mâna pe inimă și gata, tăiat, la sigur, gata, domnule, exact ăsta este prețul, atât asta. Eu aș fi de acord. Pentru că muzeile nu vând bunuri. Domnul Josan, eu aș fi de acord așa. Așa cum noi știm cu toți că există comisioane la lucrări publice, să se pună un comision în plus pentru cel care descoperă ceva. Deci s-a stabilit un punct, cana asta valorează 10 lei, trebuie să primești 3 lei. Să fie o compensație, să spună plus 10%. Știți de ce? Dacă tot dăm pe comisioane aiurea, altfel încurajăm ceea ce se cheamă piața neagră. Și uitați, avem un iubitor al emisiunii noastre și un participant la emisiune, domnul Liviu Harbuz, care întreabă. Există o piață neagră a obiectelor de patrimoniu? Care este amploarea acestei piețe? Eu pornesc de la ce spuneam înainte, neplătind oamenilor la timp. Așa, când descoperi a doua oară, a treia oară, parcă din start îți pui problema, păi oare nu pot valorifica altfel? Nepredarea bunurilor arheologic descoperite. Am înțeles. Este o contravenție și este o contravenție destul de mare. Am înțeles. Poate fi și infracțiune după caz, depinde de unde a fost scoasă. De asta zic că undeva există o anumită descurajare. Dar există piață neagră de antichități fără discuții. Avem așa ceva, avem, cum să zic, cu asta mă ocup, monitorizez activitatea asta. Atunci când am date concrete, acționez și chiar dumneavoastră de foarte multe ori ați publicat bunuri recuperate de poliția neagră. Ori astea în bună parte sunt recuperate de pe piața neagră. Și sunt cum multe funcționează alte... această piață? Avem colecționari? Există colecționari. Avem colecționari care încurajează această piață? Adică cumpără de pe... Evident, dacă n-ar exista cerere, n-ar fi și ofertă. Bun, eu vorbesc în Neamț. Avem. Avem, parte sunt cunoscuți, parte încă sunt în umbră. Știți cum e? Mi-ați pus o întrebare, există infractori în județul Neamț? Există. Asta nu înseamnă că toți... Eu nu vorbesc de... Sau mă întrebați, există șoferi în județul Neamț? Sau există... Nu, eu vorbesc de Există piloți, în județul Neamț? Există, da. Bun. Mă bucur că există. Mulțumim pentru... Nu fac comparații, ca să zic. Nu fac echivalență între colecționar și infractor. Am zis-o de... Deci vorbim doar de contravenții la început sau trebuie să fie infracțiune din prima? O chestie.
Depinde de împrejurări. Depinde de contextul descoperirii. Depinde de situații. Nu neapărat atât de valoare. Dacă, de exemplu, bunul este extras dintr-un sit arheologic sau există bănuiala că bunul respectiv este extras dintr-un sit arheologic, fapta poate întruni condițiile unei infracțiuni, a unui furt din sit arheologic. Dacă este descoperire întâmplătoare în afara unei zone protejate, în afara unui sit arheologic, este contravenție. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru participare. S-a terminat deja? S-a terminat. Știți că stăm de 45 de minute de vorbă. Deci noi putem sta foarte mult de vorbă. O să revenim și chiar mă gândesc la o periodicitate a acestui gen de emisiuni, pentru că este nevoie. Tot am spus că o să facem, dar acum chiar o să facem. Și să vorbim punctual de câte un punct arheologic din Neamț unde se întâmplă lucruri. Și unde s-au întâmplat lucrurile poate nu foarte bine la un moment dat și ele s-au reglat pe moment după intervenția făcută de poliție, de Direcția pentru Cultură, de alți specialiști, etc. Și avem material. Avem material. Cele bune, sper că v-a plăcut cafeaua și dumneavoastră, domnule Joseanu, și dumneavoastră, stimați telespectatori, să ne vedem cu bine. Vă mulțumesc tuturor celor care ați apreciat acest gen de emisiune, pentru că pentru noi aici este o bucurie când vedem că există oameni deschiși la acest gen de subiecte. Mâine dimineață o emisiune, zic eu, deosebită. O să vedeți despre ce va fi vorba la ora 8:30. Vă doresc cele bune și o veste bună și că vine căldura. La revedere! La revedere!